Salutare tuturor, aici Răzvan. Astăzi continuăm seria de videouri dedicate stilourilor Hongdian, disponibile exclusiv în stocul Penania Shop. Modelul pe care vreau să vi-l prezint astăzi este modelul 517S. Este un stilou din metal, așa cum puteți vedea, cu un design minimalist, dar elegant. Principalele elemente de design: avem capacul cu această clemă de prindere lungă, avem 4,5 cm în lungime, spre deosebire de corp și de capac, care vedeți că are un finisaj mat de tip brushed metal, ceea ce e foarte bine pentru că nu destul de greu să lași amprente și nu alunecă în mână. Clema de prindere are un finisaj lucios, așa cum puteți vedea. La fel și podoaba capacului, care nu are niciun fel de element decorativ sau logo. Logo-ul Hongdian este aici, practic, la capătul clemei de prindere. Iar pe capac, pe partea din spate, este gravat în metalul stiloului. Avem numele producătorului Hongdian și modelul 517S. Iar în partea opusă, din nou, o podoabă simplă, tot din metal, cu finisaj lucios. Bun, capacul se deșurubează de pe secțiunea de prindere și avem nevoie de două rotiri complete pentru a-l scoate, ceea ce este acceptabil. În interiorul capacului avem un capac intern din plastic care ajunge până aici. Filetul care se înșurubează pe secțiunea de prindere este și el din plastic și este bine făcut, un plastic ABS solid. Și pot să vă spun că își face treaba, protecția împotriva uscării cernelii. Avem o secțiune de prindere lungă de 2,5 cm, ceea ce înseamnă că va fi confortabilă. Are o formă de clepsidră, așa cum puteți vedea. În partea cea mai subțire avem 10 mm ca și diametru și în partea cea mai groasă 12 mm. Avem o peniță din oțel cu finisaj argintiu, lucios, o peniță numărul 4 cu vârf fin, deci acest stilou vine numai cu peniță fină. Penița în sine are un design simplu, pe elemente de decorative pe margine, logo-ul producătorului și mărimea vârfului F. Avem un alimentator din plastic negru care își face treaba și asigură ca toate penițele de la Hongdian un flux umed de cerneală. Stiloul se simte foarte bine în mână, este confortabil de folosit, atât pentru notițe cât și pentru sesiuni lungi de scris. Lungimea fără capac este 132 de mm, iar lungimea cu capac totală 138. Greutatea fără capac este de 20 de grame, iar greutatea totală a stiloului este de 31 de grame. Capacul se poate monta în siguranță și fără probleme pe corp, este conceput pentru așa ceva și se poate monta adânc, așa cum puteți vedea. Deci avem o suprafață mare și contribuie la eleganța stiloului, aspectul elegant. 31 de grame nu este o greutate imensă, cel puțin pentru mâna mea, eu pot să scriu fără probleme cu el și mai multe pagini, fără să simt oboseala a mâinii. Asta depinde de preferințele și fiecăruia, bineînțeles. Stiloul vine dotat cu un convertor de calitate standard proprietar Hongdian, care își face treaba. Avem acest mic agitator, un arc de oțel. Se poate desface, dezansambla complet convertorul, dacă vreți să scoateți agitatorul. Acesta este filetul de metal.
Finisajul este unul foarte bun. Ce am uitat să menționez, secțiunea de prindere are și ea aceste elemente decorative. Avem aceste inele, sunt 7 la număr. Și din nou acest finisaj specific tip brush metal, care contribuie la o mai bună utilizare a stiloului, pentru că nu reduce alunecarea degetelor pe secțiune. Deci finisajul mat, tip brush metal, plus aceste inele chiar ajută și această buză de deasupra peniței, menite să nu lase să alunece degetele. Haideți să vedem și un test de comparație de mărime. Iată un Pilot Metropolitan. Să vedeți că sunt asemănătoare ca mărime și design. Și aici un Tianzi, un stilou Tianzi cu piston. Da? Deci este o mărime standard, care este potrivită pentru marea majoritate a utilizatorilor. Ca și promoție, Penmania Shop, la fiecare achiziție de 517S veți primi un etui din piele artificială marca Hongdian de culoare neagră, menit să protejeze stiloul. Deci veți primi gratuit acest etui în pachet. Prețul de lansare este de 130 de lei. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează, ca de obicei, mostra de scris cu penița fină și ținem legătura pentru următorul model de stilou de la Hongdian. La revedere!